Polițiștii serviciului arme explozivi și substanțe periculoase Maramureș au organizat anul trecut 58 de acțiuni, dintre care 20 pe linia de braconaj cinegetic, 23 pe linia de arme și muniții, precum și 15 acțiuni pe linia de explozivi și substanțe periculoase. În cadrul acțiunilor au fost efectuate peste 360 de controle, 19 percheziții domiciliare cu efective mărite și 18 percheziții informatice, fiind dispuse măsuri de indisponibilizare a 27 de arme de foc, din care 12 arme letale și 15 arme neletale supuse autorizării și aproximativ 3900 de bucăți muniție de diferite calibre. În sprijinul prevenirii comiterii infracțiunilor contra patrimoniului, Serviciul de Ordine Publică, prin structura Sisteme de Securitate, monitorizează activitatea celor 71 de societăți specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva infracției, a celor 20 de societăți specializate în domeniul pazei și protecției și a 4 dispecerate de monitorizare și intervenție a sistemelor de alarmă. Sebastiana Coman, elevă în clasa 10 la Colegiul de Arte din Baia Mare, a câștigat premiul întâi la Concursul Național de Arte Vizuale Gheorghe Naum, secțiunea grafică desen, scrie eziarultau.ro. Concursul Național de Arte Vizuale Gheorghe Naum este organizat de Liceul de Arte Ariclea Daricli Brăila, în parteneriat cu Muzeul Brăilei Carol I. Este gândit ca o formă de a cinsti memoria și moștenirea spirituală ale uneia dintre cei mai importanți artiști ai Brăilei, pictorul și gravorul Gheorghe Naum, menționează organizatorii. În acest an a fost a 28-a ediție a competiției. De la Liceul de Arte Baia Mare, Sebastiana Coman, elevă în clasa 10-a, a cucerit locul întâi la secțiunea grafică desen. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare începe în data de 3 mai 2023 și durează până pe 18 mai, conform calendarului obținut pe surse de edupedu.ro. Calendarul pentru înscrierea în învățământul primar va fi discutat marți 14 februarie în ședința Comisiei de Dialog Social de la Ministerul Educației. Pe 30 martie, școlile vor face publice informațiile care permit părinților să cunoască activitatea specifică clase pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare. În perioada 3-18 mai, părinții completează cererea tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, potrivit documentului obținut de edupedu.ro. Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația școlilor care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare în alte unități de învățământ care au spații disponibile, conform calendarului.